Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu auto specială de stingere echipată cu modul pentru descarcerare și un echipat specializat la un accident rutier produs pe drumul național 24, în localitatea Muntenii de Sus, comuna Muntenii de Sus. La fața locului a fost deplasată și o ambulanță tip C, aparținând serviciului de ambulanță județean Vaslui. În accident au fost implicate un autoturism și un microbus pentru transport persoane. La fața locului au fost găsite două autoturisme avariate. În microbus se aflau 12 persoane, niciuna dintre acestea neavând nevoie de îngrijiri medicale. În autoturismul avariat a fost găsită o femeie blocată. După deblocarea victimei, femeia în vârstă de 41 de ani a fost preluată de echipajul ambulanței serviciului de ambulanță județean Vaslui pentru a fi evaluată medical. Circumstanțele producerii acestui accident rutier vor fi cercetate de instituțiile abilitate în acest sens.